31 de ani, acest popor este mințit și ținut prizonier în sărăcie. Partidul Mișcarea Populară este singurul care luptă pentru ca nevoile fiecărui român și ale întregului neam să fie asigurate. Ne luptăm până la capăt pentru reducerea numărului de parlamentari, pentru oprirea tăierii ilegale a pădurilor. Pentru orice pas important, avem nevoie de curaj. Votează PMP pe 6 decembrie. În data de 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Campania electorală se desfășoară în perioada 6 noiembrie-5 decembrie 2020, ora 7. În timpul campaniei electorale trebuie respectate următoarele măsuri. Purtarea obligatorie și corectă a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimentele electorale, limitarea numărului participanților la maximum 20 și limitarea duratei la maximum 2 ore în cazul evenimentelor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50 și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri per persoană în cazul evenimentelor electorale desfășurate în aer liber, limitarea numărului persoanelor la maximum 6 în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor la maximum 2 în cazul acțiunilor din ușă în ușă. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform legii. O campanie de informare a autorității electorale permanente. Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea De ale Buzoianului. În această ediție, în prima parte a emisiunii, alături de mine și în fața dumneavoastră, este domnul Ioan Caton Mateieșescu. Dânsul este, așa cum bine știți, candidatul Partidului Mișcarea Populară la Camera Deputaților. Bună seara, domnule Mateieșescu, bine ați venit! Sărbună, bine v-am regăsit! Vorbim despre ce se mai întâmplă în campania electorală și, evident, despre proiectele PMP pentru români și implicit pentru buzoieni. Pe unde ați mai fost în ultima vreme în campanie? În general am fost în municipiul Buzău, dar și în comunele Vadopașii și Mărăcineni. Ce v-au spus oamenii pe care i-ați întâlnit? Vreau să vă spun că în marea lor majoritate oamenii sunt dezamăgiți de către clasa politică și de către lucrurile promise în cei 30 de ani de democrație și neduse la neîndeplinire. În general, opinia este una de a veni la vot. Foarte puțini sunt care pun absența de la vot pe seama pandemiei, însă au anumite rețineri vis-a-vis de partidele cu care să voteze, pentru că de 30 de ani spun că au auzit tot felul de promisiuni și foarte puține au fost duse la neîndeplinire. Dar în general m-am confruntat și cu probleme de ordin local. De exemplu, o problemă pe care am și promis că o ridic și probabil mâine sau poimâine, dacă voi fi primit, voi merge la domnul președinte al Consiliului Județean pentru a o rezolva, că eu cred că este posibil să fie rezolvată. În satul Gura Câlnăului, aparținând comunei Vadopașii, nu există mijloc de transport în comun. Oamenii spun că este extrem de greu să suporte acest lucru, pentru că, deși sunt foarte aproape de oraș, nu au un mijloc cu care să se deplaseze în oraș, mai ales bătrâni și cei care nu au mijloace proprii de transport. Dar o problemă și mai gravă decât aceasta o constituie faptul că copiii de la școală, elevii, sunt luați cu transportul școlar și sunt duși la școală, iar când se întorc cu transportul în comun. Adică există un protocol între inspectoratul școlar și autoritățile locale, da? Instituțiile de transport, și ele decontează jumătate din abonamentul respectiv. Însă pentru copiii din Gura Câlnăului, distanța de la locul unde îi lasă autobuzul până în sat este de aproximativ 2 km. Vă dați seama că trebuie să meargă de fiecare dată câte un părinte la fiecare transport în comun, mijloc de transport, ca să-și ia copilul acasă. Acum începe iarna, încep ploile, zăpada, vremurile sunt cum sunt.
Este anormal să nu poți să asiguri un mijloc de transport pentru elevi și pentru oamenii din comună. Nici nu au pretenții foarte mari. Spun, dacă ar fi un mijloc de transport dimineața la prânz și seara, dumnealor ar fi foarte mulțumiți. Prin tot felul de motivații au din partea primarului că autobuzele n-ar putea să circule pe acolo pentru că un pod este construit în așa fel încât nu poate suporta un anumit gabarit. Sunt lucruri minore prin care pot fi rezolvate simplu prin ajutorul unor microbuze care pot face curse regulate între Buzău și Poșta Cârnău. Eu zic că se poate găsi o modalitate de rezolvare a acestei probleme care este una, să zicem, minoră pentru o companie de transport, dar majoră pentru locuitorii din comuna respectivă. Clar, pentru copiii care ar trebui să meargă în viscol și exact, în zăpadă. Pentru oamenii bolnavi, bătrâni sau cei care vin la Buzău cu diverse probleme. S-au arătat neîncrezători și a zis nimeni nu a rezolvat problema, eu vin să vorbesc cu dumneavoastră, vreo 4-5 persoane am întâlnit de genul ăsta, nu pentru materiale care le dați, și pentru a vă ridica această problemă, poate o spuneți undeva și ne aude cineva să o putem să o rezolvăm. Eu le-am promis... Voastră ați fost și consilier județean în mai multe mandate și știți foarte bine dacă se poate rezolva sau sigur nu. Sigur se poate. Puțină bunăvoință dacă există, se înființează un traseu până la în localitate respectivă, mai ales că poate să existe și curse speciale pentru elevi, le combină pe cele două ca să fie rentabile și atunci problema este rezolvată. Dar este extraordinar să reușiți să eu zic că e chestie de bunăvoință și eu zic că voi îngăsi înțelegeri la domnul președinte Neagu ca să putem să rezolvăm această problemă. Nu mi-asum un merit din asta, important este ca oamenii să aibă mijloc de transport în comun chiar și după alegeri. Ca să nu zică că influențează un fel alegerile și votează pe MP-ul și pe Mateșescu. Deci, indiferent de ce se întâmplă pe scena politică, important este ca în afara tuturor orgoliilor, exact, copiii aceia să nu mai meargă pe jos 2 km. Și oamenii din comunitate să aibă o posibilitate să vină la Buzău. Da. Cred că este lucrul cel mai important. E într-adevăr o problemă mare care trebuie să fie rezolvată. Altceva, ce v-au spus oamenii din municipiu, de exemplu? În municipiu sunt multe nemulțumiri vis-a-vis de modul în care au fost asfaltate străzile, adică unele au fost asfaltate, altele nu au fost asfaltate. De exemplu, strada Independenței este asfaltată până la jumătate, aproximativ, până la intersecția cu Colonel Buzoianu. Partea cealaltă, de 4 ani de zile, nu s-a pus o lopată de asfalt. Și strada este într-o stare foarte proastă, adică denivelări foarte multe și se circulă foarte greu pe strada respectivă. Bine, unii au fost și ironici, au zis vis-a-vis de vocii de astea, zice, i-am întrebat, foarte mulți din municipiu au spus nu am venit la vot. Și am întrebat, de ce nu ați venit la vot? E un drept cetățenesc și dincolo de motivația că ar exista pandemie, zic, odată la 4 ani, orice cetățean este rugat deocamdată să vină să voteze. În accepțiunea mea ar trebui votul obligatoriu, așa cum a spus și data trecută. Și au spus, nu am venit la vot pentru că nu am avut nici pe cine să votăm. Cei care l-au votat pe primar au venit, ceilalți nu ne-au propus un candidat credibil care să rezolve problemele care încă sunt de rezolvat în municipiul Buzău. Bine, unii au fost și ironici și au spus ne trebuia avioane și locomotive, ne trebuia strada asfaltată. Zic, mă rog, asta a fost concepția administrației, fiecare are proiectul și programul lui. Dar acum zic, mergeți la primărie, nu pot să vă spun nici când se asfaltează strada, nici când nu se asfaltează, pentru că eu nu fac promisiuni deșarte și astea nu sunt lucruri care depind de un viitor parlamentar. Chiar dacă aș fi parlamentar, nu aș putea să vă promit eu când se asfaltează strada, pentru că am văzut că vin și la dumneavoastră în studio și în alte posturi de televiziune, candidați care promit tot felul de proiecte cu caracter local. Mi-mi pare rău, dar unii dintre ei probabil, ca să-și dea importanță, alții chiar nu știu. Parlamentul este o instituție care legiferează, nu are un buget ca primarul sau ca și președintele Consiliului Județean cu care să poată să realizeze niște proiecte pentru comunitate, pentru că asta este menirea lor. Poți să vii cu niște propuneri la nivel național, dar astea trebuie înglobate totdeauna într-un plan național de dezvoltare. Că vreau să vă spun în acest sens, pentru că dezvoltând comunitățile separat, nu facem absolut niciun lucru bun. În urmă cu câteva luni vă dau un exemplu care este semnificativ în acest sens. Am fost la un eveniment nefericit în comuna Mărgăritești, în satul Câmpul Lugeancă. Drumul până de la Mărgăritești la Câmpul Lugeancă este un drum pietruit, arată binișor, dar este pietruit. Când ajungem în Mărgăritești, probabil n-ați mai fost de mult, este o imagine care te lasă perplex. Biserica arată foarte bine, un lucru bun pentru comunitatea de acolo, că a fost construită o biserică nouă, că avea o biserică foarte micuță, lângă biserică școala arată dezolant. Adică ne îngrijim de biserică, dar cu școala ce facem? Iar singurul drum din comună asfaltat, din sat asfaltat, care credeți că este? De la biserică la cimitir.
Mi-a venit, nu știu cum să zic, asta este datorită programului fără cap făcut prin acest PNADR, prin care întâi modernizezi drumul județean ca să permiți accesul copiilor, nepoților să vină la bunici, la părinți în comunitatea respectivă și după aceea dezvolți și drumurile comunale. Nu-i devină nici președintele Consiliului Județean, nici primarul, pentru că primarul i s-au dat bani și el a vrut să asfalteze un drum în comuna, în satul respectiv. Președintele Consiliului Județean n-a reușit încă să asfalteze porțiunea de drum de la centrul comunei până la satul respectiv. Dar lucruri făcute fără cap de la nivel central. Nu le facem disparat. Trebuie să gândim un tot unitar, astfel încât să legăm lucrurile, pentru că altfel nu duc la nimic bun. Și aici ar putea interveni, de exemplu, un parlamentar, nu? Sigur că da. Un programul care se realizează la nivelul județului, vis-a-vis de finanțarea anumitor lucrări, un parlamentar împreună cu conducerea Consiliului Județean ar trebui să stabilească prioritățile, să uite culorile politice, să stabilească aceste lucruri în funcție de importanța zonelor respective și cum se dezvoltă județul. Ăsta ar fi lucrul cel mai important. Nu-i facem unui primar un drum care are voturi multe, foarte multe, pe celălalt îl lăsăm să moară pentru că are 500 de voturi și sunt insignifiante în procesul alegerilor. Dar, din păcate, de fiecare dată s-a făcut așa, ba lucruri și mai grave, vreau să vă spun și le cunosc, în contextul în care se aduceau bani pe anumite obiective, dar veneau și cu firmele din București ca să construiască, ca lucrurile, știți dumneavoastră, să se termine cu bine pentru toată lumea. Și de aceea nu există o continuitate în ceea ce facem la nivelul unui județ. Ar fi bine să reglementați asta dacă ajungeți în Parlamentul României sau dacă PMP va avea mai mulți parlamentari să conceapă un program astfel încât să... Cu siguranță să voi încerca să fac asta și voi fi și un liant între parlamentarii partidelor din Buzău. Adică vom încerca să ducem o politică comună în folosul județului, dar și al țării. Nu trebuie să scoatem Buzăul din context și să credem că nouă ni se cuvine mai mult decât altora. Să ne gândim la dezvoltarea în ansamblu a țării. Nu dezvoltarea unui obiectiv într-un județ care, până la urmă, la nivel județean are o relevanță foarte mică, iar la nivel național e nesemnificativ. Cu toate acestea, le cereți voturile buzoienilor pentru a fi parlamentari. Sigur că da. Parlamentari. Voturile buzoienilor pentru că avem foarte multe lucruri bune la nivel general, foarte multe legi de amendat, astfel încât aceste lucruri să fie pe placul buzoienilor și să satisfacă solicitările buzoienilor de la acest moment. Înțeleg că Partidul Mișcarea Populară are și un program pentru următorii 4 ani. Prioritățile programului care ar fi? Înainte de a ajunge la program, aș vrea să fac o mică paranteză. Am citit o știre cu puțin timp în urmă, este ceva mai veche, dată de dumneavoastră, presa buzoiană, vis-a-vis de un... Eu și laud anumite lucruri care se fac bune, indiferent de contextul politic și din partea cărui partid vin. Însă nu pot abține să nu critic lucrurile proaste care s-au întâmplat anterior. În vara acestui an, la nivelul Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean, dumneavoastră, presa locală, spriască, a semnat un contract pentru actualizarea planului județean de gestiune a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Buzău. Valoarea numai acestui actualizarea acestui plan este de vreo 2 milioane de lei. Nu este nici mult, nici puțin. Problema este alta. Planul acesta de management integrat al deșeurilor din județul Buzău a fost pe tapetul Consiliului Județean în anul 2009. Eu vorbesc cu documente. Există o hotărâre în anul 2009, votată de toți consilierii județeni, prin care se accepta acest plan. Era o cerință a Uniunii Europene de strângerea deșeurilor de la nivelul județelor României într-un program integrat, adică un program în care să existe gropi de gunoi cu stații de sortare, rampe pentru transferul gunoiului la groapa centrală și mijloace de transport care să aducă gunoiul de la cetățeni la rampele de transfer și de la rampele de transfer la groapa centrală, așa cum este în Occident. Acest program, vreau să spun că se ridica la vreo 60 de milioane de euro. Dacă se realiza, era un lucru extraordinar de benefic pentru județul Buzău. Datorită opoziției, nu pot să nu spun cine s-a opus, pentru că există documente și nimeni nu poate să conteste acest lucru. Consilierilor PNL, care întâi m-au dat pe mine afară, există proiect de hotărâre care au vrut să mă elimine din Consiliul Județean. Deci acum avem alegeri parlamentare. Avem alegeri, da? Parlamentare, dar buzoienii trebuie să știe Consiliul Județean că PNL... că a fost, nu, data trecută alegerile adevărat, pentru Consiliul adevărat, Județean. Însă buzoienii trebuie să știe domnul președinte Mocanu de la acea dată, vreun an și jumătate, a pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Eu am plecat prin
martie, aprilie, cam așa, din Consiliul Județean, încă vreun an și ceva după ce am plecat, eu a fost pe ordinea de zi. PNL-ul și jumătate din PSD s-au opus acestui proiect în care Buzăul primea 60 de milioane de euro și se realiza un program modern de salubrizare a județului, pentru că cineva avea interes să nu aibă concurență groapa de gunoi de la Gălăbiraș. Știți că trebuie să întrebăm asta pe cei de la PNL de pe acea vreme. Nu trebuie să întrebăm că există voturile. Care a fost motivația lor, evident. Acum revenim la programul PMP. Nu, dar vreau să vă spun că datorită acestui fapt, Consiliul Județean, județul Buzău, a pierdut 60 de milioane de euro investiții și sute de locuri de muncă. Acum, în calitate de parlamentar, cum ați putea problema este că acest program, Uniunea Europeană ne obligă, de ce vorbesc despre el? Ne obligă să realizăm cu bani proprii. Deci ceea ce a făcut domnul Neagu aici, primul pas, l-a făcut pentru reactualizarea acestui program, dar de aici încolo urmează investițiile pe banii buzoienilor. Aici este marea nenorocire. Nu vreau să aduc în discuție un program care, mă rog, a fost respins acum 11 ani. Problema este că nu l-am făcut atunci, n-am vrut să luăm banii europeni din cauza nu unor orgolii, dacă era orgolii era ceva, unor interese meschine ale unor lideri de partid. Și dacă asta trebuie dovezi și trebuie să vină dacă și vreți, să vorbească. După campania electorală, eu invit pe oricine vezi dumneavoastră aici cu dovezi ca să păi așa facem, le arătăm. Rămâne stabilit. Buzoienii trebuie să știe ce au făcut PNL-ul și cu PSD-ul. Cu dovezile în față, domnule Mateiș. Doamne dragă, hotărârile de Consiliu Județean sunt dovezi, acte care există în instituția respectivă. De aceea, respectivă. Din 2009 până acum s-au schimbat foarte mulți consilieri județeni la alegeri. Consiliul Județean din perioada 2008-2008 și cu 4-12 au făcut această nelegiuire. Suntem în 2020, dar din păcate în 2009 s-au pierdut 60 de milioane de euro din cauza intereselor meschine a liderilor unor partide. Una cu tot partidul ansamblului. Dar știți de ce se întâmplă? Sunt chemați la voi ca să schimbe astfel de păi să le schimbă, dacă să le schimbe, personaje. Este perfect, aveți dreptate. Ca să le schimbe, trebuie să le cunoască. Că dacă nu cunosc aceste lucruri, n-au ce să schimbe. Au trăit în Buzău. Nu știu. Eu sunt convins că oamenii nu știu absolut nimic despre acest program integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului. Nici cei din municipiu, dar cei din județ. Și vă spun că a fost, cred că, cea mai mare nerealizare a începutului de mandat din 2009. Poate a fost și una din cauzele din care PNL-ul a solicitat plecarea mea din Consiliul Județean, pentru că... Înțeleg că aveți în continuare nostalgia mandatului de la Consiliul Județean. Dar acum vorbim despre Parlamentul României. S-a pierdut o investiție... Și mai avem câteva minute, să știți, dacă vreți să vorbim și discutăm. Despre programul PNP, s-a pierdut o investiție, imensă datorită intereselor meschine a unor lideri de partid. Nu am zis este nici de partide. Este opinia dumneavoastră, evident. Nu, este un lucru care poate fi demonstrat cu documentele la Consiliul exact, Județean. Exact, vă aștept cu documentele. Sigur că da. Domnule Mateișescu, programul PMP pentru alegerile acestea din 6 decembrie, programul, ce priorități are? Prioritățile, mare majoritatea priorităților programului Partidului Mișcarea Populară sunt realizabile fără bani. Asta este lucru cel mai important. Vin tot felul de partide și ne spun... Ce exemple ne dați? Ce exemple vă dau? O să discutăm și emisiunea aceasta, o să discutăm și emisiunile următoare, că o să avem timp suficient. Întâi suntem singurul partid parlamentar care cerem de ani de zile, am introdus și două legi în Parlament în acest sens, de reducere a numărului de parlamentari la 300, așa cum a hotărât poporul în 2009. Nimeni nu vrea să facă acest lucru. De ce nu vrea să facă acest lucru? Pentru că celelalte partide, vedeți, nu mai zic, PNL și PSD, au număr de parlamentari foarte mare și nu-și permit ca să reducă acest număr de parlamentari. PMP-ul are un număr de parlamentari relativ redus la acest moment, probabil mai mare în viitoarea legislatură și indiferent cum ar fi, partidul este în creștere și un program asumat într-o anumită perioadă trebuie să fie pus în practică. Eu așa am înțeles și așa cred că se face și în PMP și sunt convins de acest lucru. Iar acest punct vreau să vă spun că aduce economii la buget. Tot ce spun celelalte partide trebuie făcut cu o anumită cheltuială. Păi în contextul ăsta al pandemiei și în contextul în care în țara asta aproape nimic nu mai merge și deficitul bugetar, dacă ați fost atent azi, ministrul Câțu l-a anunțat la 9,1%, cu atât se încheie exercițiul financiar al acestui an, nu ne permite să mărim absolut nimic. Eu cred că nu este vreun nebun în vreun partid care să nu dorească să mărească pensii, alocații, tot ce se poate mări în țara asta, în condițiile în care traiul este destul de greu. Dar
dacă ești realist și ești sănătos la cap, trebuie să găsești și sursele de finanțare și dacă faci o mărire, să o faci în timpul mandatului tău. Pentru că niciunde în lumea asta nu s-a întâmplat ca la noi, în cazul în care dăm o lege a salarizării, dar mărim salariile peste 4 ani în celălalt mandat, ori după ce ne aleg pe noi, ori după ce aleg pe alții. Este împotriva oricărei logici firești acest lucru. Un alt punct important și nu mai important este o condiție de intrare la guvernare. Adică lucrurile astea se realizează. Dacă românii și buzoienii votează PMP-ul, PMP-ul va intra la guvernare respectând trei condiții. Prima va fi număr de parlamentari 300, a doua va fi eliminarea pensiilor tuturor politicienilor. Trebuie să nu uităm că de la 1 ianuarie ne așteaptă o altă nenorocire. Intră în vigoare nou cod administrativ, votat de unii și amânat pentru 1 ianuarie de alții, că nu avem cum să nu spunem de ce intră la 1 ianuarie. Și în aceste condiții primarii, viceprimarii, președinții de consilii județene și vicepreședinții vor primi și ei pensii speciale. Vor rămâne în țara asta fără pensii speciale doar cei care au muncit 30-40 de ani în industrie și în agricultură și care au 1000 sau 1200-1300 de lei pensie pe lună. Păi, credeți că e normal lucrul ăsta? De unde atâta efort bugetar? Eu aș fi unul care aș fi avantajat de un astfel de cod administrativ, dar vă dau cuvântul de onoare că resursele financiare care am permis să trăiesc decent, astfel încât nu am nevoie de o pensie specială în condițiile în care știu că un vecin al meu are 500 sau 600 de lei pensie și abia o duce după o zi pe alta. Nu e omenește, nu e normal pentru munca și activitatea pe care am depus-o să primim pensie după contributivitate. Nu să primim pensii speciale care au fost inventate în vremea nu știu cărui prim-ministru, că dacă zic chiar vă supărați, dar asta este realitatea, că Adrian Năstase a inventat pensiile speciale în condițiile în care niciun stat din țara, din lumea asta, din Uniunea Europeană, nu există sistemul acesta de pensionare. Există pensii de serviciu pentru militari și cadrele armate și pentru cei din servicii. Asta este cu totul altceva și dacă vreți discutăm și acest aspect. Acelea sunt pensii aspect, de serviciu, da. Sunt pensii de serviciu. Pensiile de asta speciale vreți să dispară. Să dispară în totalitate. Dispară, da? Nu numai de la politicieni, și de la salarieții, de la funcționarii de la Curtea de Conturi și de la funcționarii parlamentari care beneficiază și ei de pensii speciale. Adică sunt mai multe categorii care n-ar trebui să primească pensii speciale în condițiile în care n-au desfășurat o activitate în condiții speciale. Au desfășurat o activitate normală, au avut salariile destul de bine, bune, mai ales în ultima perioadă, lucru care le permite să iasă la pensie cu o pensie decentă și să trăiască liniștit tot restul vieții. Nu este nevoie de pensie speciale. Credeți că veți reuși, dacă veți ajunge cu un număr important de parlamentari, să eliminați pensiile speciale? Nu că vom reuși. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla și nu numai... Pentru că tot au încercat foarte da, mult, da, n-am văzut că au încercat, reușit nimic. Dar nu reușesc pentru că baza lor o constituie primarii. Și le-au promis primarilor ca să le aducă voturi la aceste alegeri parlamentare și unii și alții, că au împărțit primari aproape jumătate, unii jumătate alții, că le vor da și pensii speciale. Și ei nu-și permit să facă lucrul ăsta pentru că îi deranjează și pe primari și nu le mai aduc voturi și nici parlamentarii lor nu vor vota chestia asta. Eu vă spun că în PMP, domnul președinte Tomac și-a luat un angajament și eu nu cred că nu se va ține de cuvânt. Eu când m-am zis că am revenit toată în politică la un telefon al domnului Orban, acum am avut o discuție, nu vă ascund, cu domnul Tomac înainte de a accepta să candidez din nou pe listele PMP-ului. Am discutat despre aceste două condiții și l-am mai rugat ceva. Dacă vă uitați, în ultimul timp este o modă să luăm pe domnul vânătorul, să ridicăm mâinile în sus cu dânsul și să spunem că înființăm banca de gene la Buzău. Buzoienii săraci nici nu știu bancă de gene. Interpretează... Iar domnul vânătorul vorbește pentru dânsul personal. Exact, da? Domnul vânătorul vorbește pentru dânsul, pentru personal foarte bine, dar trebuie să dăm și acest exemplu. Unii, nu mai zic cine, au fost la guvernare, au făcut treaba pe jumătate, de ce? Ca să-l țină agățat pe domnul vânătorul și să-l folosească în campanie electorală. Și vă dau și exemple. L-au băgat și într-un consiliu de administrație și l-au scos după aia când au văzut că nu vrea să facă politică. Iar e opinia dumneavoastră. Nu, este o realitate. Dacă vă spun și unde, la piețe, târguri și oboare. Mai avem un singur minut din prima parte. Exact. Așa că o să vă rog să le adresați telespectatorilor noștri așa un mesaj de încheiere. Pentru de ce să voteze? Pentru ce să voteze pe 6 decembrie? Pentru că suntem singurul partid care are un program realist, care se poate aplica și care are 3 puncte din program care vor fi condiții de intrare la guvernare. Adică
300 de parlamentari, reducerea pensiilor, eliminarea pensiilor speciale și înființarea acestei bănci de semințe la Buzău. Nu e nicio bancă de geniu, o bancă de semințe care este munca și ideea deși domnului dumneavoastră Vânătoru. Militați pentru... Da, dar eu nu mă duc să fac poze cu domnul Vânătoru, deși îl cunosc de foarte mult timp. Dar este o necesitate pentru Buzău, pentru că pe vremea celuilalt regim, Buzău era exportator de semințe în Olanda. Acum importăm legume și fructe din Olanda. E bine de știut că există suport din partea tuturor partidelor. Sigur că da, dar noi putem să punem aplicații. Ei au fost la guvernare și l-au dat afară pe domnul Vânătoru, unul din ei, și în urma unei manifestații în piață l-au repus înapoi. Și acum vorbesc de a face bancă de nu știu ce la Buzău. Înainte de a încheie, eu vreau să fac un apel la dumneavoastră și la toți liderii politici din Buzău prin a semna un pact între toate partidele buzoiene, mai ales cele cu reprezentare în Parlament, de a accepta să fie de acord cu cele două puncte pe care le propune partidul Mișcarea Populară, limitarea numărului de parlamentari la 300 și eliminarea pensiilor speciale. Și de ce să nu trecem și înființarea băncii de semințe de la Buzău? O să mergeți dumneavoastră cu acest pact la toate partidele? Eu vi-l las dumneavoastră. Noi l-am făcut pentru liderii fiecărui partid în parte. Cei care ocupă primele locuri pe listele respective, în momentul în care vin la dumneavoastră, eu vi-l las dumneavoastră și dumneavoastră îi rugați, dacă sunt bine intenționați și vor să fie apreciați de către buzoieni, să semneze acest pact înainte de că noi vot. Nu putem să reprezentăm niciun partid, suntem imparțial, dar e bine că le-ați transmis dumneavoastră. L-am transmis atunci, dacă dumneavoastră nu puteți face acest lucru, noi le transmitem acest document, poate fi semnat în fața camerelor de la dumneavoastră, ca să-și asume acest lucru. La dumneavoastră la sesiunea de partid. Dar ar fi mai bine la dumneavoastră ca buzoienii să vadă că acest lucru și l-au însușit și ei. Iar eu vă spun că s-a terminat timpul în prima aceste parte. Trei proiecte vor fi condiții de intrare la guvernare. De asta spun că vor fi realizabile. Dacă nu, Partidul Mișcarea Populară ar să reușiți, va sta în opoziție. Împreună cu PMP. Eu vă doresc mult succes să și rămână mai așteptăm în studioul nostru. Multă plăcere. Rămâneți cu noi pentru că în a doua parte vom avea un alt reprezentant al Partidului Mișcarea Populară. Revenim imediat.